Doamnelor și domnilor, corespondentul nostru pe justiție, Roxana Ciucă, vine în această seară cu o știre bombă. Augustin Lazăr urmează să fie audiat, iar detaliile ni le dă chiar acum în direct Roxana Ciucă. Bună seara, Roxana! Bună seara, bun găsit tuturor! Este foarte posibil ca în perioada imediat următoare, Augustin Lazăr, încă procurorul general al României, să ajungă și el pe la atenția pentru investigarea magistraților pentru a aduce explicații. Bine, vă întrebați, bine, dar ce caută acolo, în ce calitate, în ce dosar? Vă spun imediat, este foarte posibil, spuneam, să vină și să fie audiat în dosarul aducerii în țară a lui Nicolae Popa, dosar în care știm prea bine că Laura Cotruța Chiodeși este pusă sub urmărire penală pentru 3 infracțiuni de mită, de abuz în serviciu și de mărturie mincinoasă. Va trebui Augustin Lazăr să explice procurorilor de acolo și aici fac referire la acel comunicat de presă pe care l-a remis Parchetul General undeva în ianuarie 2017, un comunicat de presă în care Parchetul General spală pământ și spune foarte clar: noi am făcut verificări, dar de unde? Nu am făcut nici măcar o verificare. La vremea respectivă nu era făcută nici măcar o verificare. Spuneam un comunicat că noi am făcut verificări și am ajuns la concluzia că aducerea în țara lui Nicolae Popa a fost plătită de către poliția română. Asta este comunicatul de presă pe care l-au remis cei de la Parchetul General. Acum asta trebuie să spună: cine avizează respectivele comunicate? De ce s-a mințit în comunicatul respectiv că fac verificări când n-au făcut așa? Însă, pe lângă Augustin Lazăr, este foarte posibil să ajungă la secția de investigare a magistraților și Romului Varga, atâta fiind de șeful secției de urmărire penală, la fel, pentru a aduce și el explicații din această speță, pentru a aduce lămurire până la urmă, pentru că iată câte se întâmplă acolo la parchetul, la parchetul general. Urmează să aflăm și care va fi soarta lui Augustin Lazăr în perioada imediat următoare. Știu că pe Toader Mihai a declanșat procedura pentru numirea unui nou procuror general. Vedem și cine se va înscrie acolo. Așteptăm ca acum zilele acestea să se judece și contestația lui, pentru că a tras destul de mult de timp Augustin Lazăr la Alba Iulia. Vom urmări ce se întâmplă și vom reveni cu detalii. Mulțumesc!